Veniți de primiți lumina. Înțelepciune trebuie să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Și Domnului tău! Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist, Matei citire. După ce a trecut sâmbăta, când se lumina de ziua cea din tâia săptămâni, adică duminică, a venit să vadă mormântul Maria Magdalena și cealaltă Marie. Și iată s-a făcut cu tremur mare, căci îngerul Domnului, coborându-se din cer, și venind, a prăvălit piatra de la ușă și a scat deasupra ei. Și înfățișarea lui era luminoasă ca fulgerul și îmbrăcămintea lui albă ca zăpada. De frica lui s-a cutremurat cei care păzeau și s-au făcut ca niște morți. Dar îngerul vorbind femeilor a zis: nu vă temeți voi, că știu că pe Iisus cel răstignit căutam. Duceți-vă de grab și spuneți ucenicilor săi că a înviat din morți și că va merge mai înainte de voi în Galileea. Dar cum mergeau ele să vestească pe ucenici, iată Iisus le-a întâmpinat și le-a zis. Ele, apropiindu-se, au cuprins picioarele lui și i s-au închinat. Fiind în oraș, au spus căpetenile preoților toate cele care s-au întâmplat, fără grijă. Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim întru ea. Hristos a înviat din morți cu moartea, pre moarte călcând, și celor din mormântul viață dăruindu-lei. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Hristos a înviat din morți cu moartea, pre moarte călcând, și celor din mormântul viață dăruindu-lei. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Hristos, aleluia, vino.
Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Hristos a înviat. Adevărat a înviat. Și nouă ne-a dăruit viață veșnică să ne închinăm Sfinte Învierii Lui, celei de a treia zi. Hristos a înviat. Acum în pace la marele praznic al Învierii Domnului nostru Iisus Hristos, care în fiecare an ne așteaptă cu dor, ne așteaptă ca să ne dea viață din viața sa, lumină din lumina sa. Acesta este cel mai sfânt dor pe care îl poate avea un muritor pe pământ, anume dorul de a se întâlni cu Hristos cel răstignit și înviat, cel ce a biruit moartea, care este vrăjmașul existenței noastre pământene. Și noi toți cunoaștem acest simțământ numit dor. De multe ori ne-e dor de casă, de Betleemul pruncii, ne se dor de mama, de tata, de frați, de surori, de fii, de prunci, de prieteni. De altfel, acest simțământ dor este unul cât mai firesc și chiar potrivit ființe umane, pentru că el, dorul, acest simțământ, tot din iubire este născut. Acum, la ceas de praznic și de lumină, m-aș întreba și sigur mă întreb și pe mine deopotrivă. Oare de Hristos ne mai este dor astăzi? Oare omul modern de astăzi mai simte acest simțământ de a-L vedea pe Hristos, de a se întâlni cu Hristos și răstignit și înviat? Vă las pe fiecare să vă răspundeți în forul interior al conștiinței dumneavoastră. Și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare, în războaie. Ridicați căpetenii poștile voastre și vă ridicați poștile și îndreșteți pentru împăratul slavei. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul cel tare și puternic, Domnul cel tare în război. Ridicați căpetenii porțile voastre și vă ridicați porțile cele veșnice și va intra împăratul slavei. Cine este acesta împăratul slavei? Domnul puterilor, acesta este împăratul slavei. Hristos a înviat.
aniversare deosebită prin faptul că sărbătorim Învierea Domnului și mă bucur că sunt alături aici de ceilalți care au venit să sărbătorim împreună cu părintele Mihail și ceilalți părinți. Hristos a înviat și sănătate la toată lumea și numai bine. Într-adevăr, așa este, cu multă lumină, suflet și pace și sperăm ca această seară să fie, de fapt, o clipă care să o păstrăm în inimile noastre permanent. Hristos a înviat!